Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Acesta este episodul 1 din podcastul Astrele de la A la Z. În acest episod o să ne uităm la ascendentul și zodia. Care e faza cu ascendentul și zodia? De ce e important să-mi știu ascendentul? Că eu deja am știu zodia. Toată viața mea am urmărit doar pentru zodia. De ce m-ar interesa și ascendentul ăsta? O să vă explic exact care e faza cu ascendentul, care e faza cu zodia, de ce sunt importante, cum le putem calcula și o să ne uităm și la alte plasamente importante din harta natală. Hai să începem! Ascendentul este semnul zodiacal care răsare pe orizontul de est la momentul nașterii. Este un plasament foarte important de cunoscut și se calculează în funcție de locul nașterii, data și ora exactă a nașterii. Puteți să aflați aceste informații de la părinți, alți membri ai familiei, din certificatul de naștere, dacă e trecut acolo, sau din arhiva maternității în care v-ați născut. Dacă nu puteți afla ora exactă a nașterii, există astrologi care știu cum să calculeze ascendentul. Este o tehnică care se numește rectificare astrologică. Eu personal nu ofer acest serviciu, dar dacă vă interesează, lăsați-mi în comentarii și o să vă recomand niște astrologi experimentați care aplică această tehnică. Hai să vedem ce indică ascendentul. Ce informații putem să aflăm dacă știm care este zodia în care se află ascendentul nostru? Zodia în care se află ascendentul nostru ne arată care este masca pe care o afișăm lumii, care e prima impresie pe care și-o fac oamenii atunci când ne cunosc pentru prima oară. Ascendentul vorbește și despre corpul nostru fizic, înfățișarea și constituția noastră, mai ales dacă în semnul zodiacal în care avem ascendentul avem și alte planete. Spre exemplu, dacă Saturn este împreună cu ascendentul nostru, o să fim foarte slăbuți, înalți, filiformi, uscățivi. Dacă Jupiter este acolo împreună cu ascendentul, o să avem tendință spre îngrășare, să fim mai mari, mai masivi. Dacă Marte este împreună cu ascendentul, o să avem tendință să fim mai musculoși, mai... Dacă Venus este împreună cu ascendentul, o să avem o persoană foarte simetrică, cu trăsături foarte plăcute, foarte feminine. Dacă luna este împreună cu ascendentul, acești oameni au tendința să aibă fața foarte rotundă, rotundă ca și luna. Dacă Uranus este împreună cu ascendentul, cele persoane vor fi foarte excentrice, ieșite din comun, ar putea să aibă niște trăsături neobișnuite sau să obțină niște trăsături neobișnuite în urma unor accidente. Neptun împreună cu ascendentul dă de obicei persoane foarte boeme, cu o înfățișare așa ca din basme. Pluto împreună cu ascendentul dă niște persoane foarte militante, foarte austere, sau persoane care poate să își schimbe înfățișarea radical de multe ori de-a lungul vieții. Soarele împreună cu ascendentul o să dea o persoană care efectiv radiază fericire, emană, voie bună. Ascendentul ne arată și care este instinctul de supraviețuire, cum reacționăm atunci când suntem atacați sau când suntem puși în pericol, cum reacționăm în situații noi, în locuri noi, suntem extrovertiți, suntem introvertiți, ne place să fim în centru atenției, ne place să stăm ascunși într-un colț. Și nu în ultimul rând vorbește despre ego-ul nostru, despre instinctele primare și reacțiile impulsive pe care le avem. Foarte mulți oameni cred că ascendentul nu se activează decât în a doua jumătate a vieții. Acest lucru este fals. Ascendentul se manifestă și este activ de la prima până la ultima suflare. El este evident încă de la naștere, dar noi devenim conștienți de influența ascendentului în viața noastră de-abia după ce reușim să atingem un anumit grad de maturitate. Pentru majoritatea dintre noi, acest lucru se întâmplă în jurul vârstei de 28-29 de ani, moment la care se finalizează primul ciclu saturnian. Însă, în realitate, ascendentul este valid, este influent și este important pe tot parcursul vieții. Hai să vedem care e faza cu zodia sau zodia solară, cum îmi place mie să-i spun, semnul zodiacal în care se află soarele la momentul nașterii noastre. În prezent, atunci când o persoană este întrebată ce zodie este, va răspunde spunând care este zodia lor solară, care este semnul zodiacal
care se afla soarele în ziua în care ei s-au născut. În trecut, în antichitate, spre exemplu, oamenii ar fi răspuns spunând zodia în care au ascendentul. Moda se schimbă, vremurile se schimbă, esența este că ambele, atât ascendentul și zodia ta, sunt la fel de importante. Și ca să ai o imagine completă, trebuie să le cunoști, să le studiezi și să le înțelegi pe ambele. În prezent, majoritatea oamenilor asociază zodia cu semnul zodiacal în care se afla soarele la momentul nașterii, pentru că este foarte ușor de calculat. Aveți aici pe ecran o listă cu intervalele în care soarele tranzitează fiecare zodie în parte. Vreau să menționez că datele acestea poate să varieze ușor de la an la an, dacă e an bisect sau nu, dar în mare puteți să vă luați după aceste informații ca să vă dați seama în care zodie sunteți. Majoritatea oamenilor de pe planetă poate să folosească aceste intervale cu succes pentru a identifica corect zodia lor, semnul lor zodiacal. Dacă ești născut în una dintre aceste zile de capăt de interval și nu știi exact în care zodie te încadrezi, ca să îți cunoști cu precizie, cu exactitate zodia corectă, va trebui să afli care este ora nașterii și pe urmă, cu această informație, să consulți o efemeridă, un astrolog sau să-ți faci singur harta natală ca să vezi exact în ce semn zodiacal se afla soarele la momentul nașterii tale. Zodia solară ne arată rolul pe care fiecare dintre noi îl jucăm în lume, caracterul și personalitatea noastră, nucleul personalității care se află în subconștientul nostru, vorbește despre vitalitatea, energia și ambiția fiecăruia, despre ce dorim să realizăm în viață și cum obținem acest lucru. Vedeți că aceste semnificații din spatele zodiei solare împreună cu ascendentul ne dau o imagine mult mai completă asupra individului decât doar una dintre ele. Și ca să avem imaginea completă, vă propun al treilea parametru de luat în calcul, luna natală sau semnul zodiacal pe care luna îl tranzitează la momentul nașterii. Luna tranzitează un semn zodiacal în 2 zile și 7 ore. Prin urmare, pentru majoritatea dintre voi, nu trebuie să știți ora exactă a nașterii pentru a afla în ce semn zodiacal este luna voastră natală. Și puteți să aflați această informație cu orice calculator de astrogramă online. Luna revine pe poziția în care era la momentul nașterii tale, odată la 27-28 de zile. Deci cel puțin odată pe lună va fi reactivată zodia în care se află luna ta natală. Femeile sunt cele mai afectate, pentru că ele poate să resimtă influențele acestui semn zodiacal chiar și la nivel fizic, dar și bărbații resimt influența acestui semn zodiacal, mai ales cei născuți în zodiile rac, scorpion sau pești, dar și ceilalți într-o oarecare măsură. Luna natală ne indică empatia, felul în care procesăm emoțiile. Spre exemplu, o persoană care are luna natală într-o zodie de aer, în gemeni, balanță sau vărsător, va demonstra empatie ascultând problemele celor din jurul lor. Și își vor procesa emoțiile într-un mod foarte cerebral, foarte analitic, vor trebui să analizeze fiecare emoție, să înțeleagă de ce simt acele emoții. O persoană care are luna natală într-o zodie de apă, în rac, scorpion sau pești, va arăta empatie suferind acolo alături de tine, vor trece exact prin acelea sentimente prin care își treci și tu și își vor procesa emoțiile într-un mod mult mai intens. Vor trebui să simtă tot spectrul de emoții ca să poată să proceseze o trăire până la capăt și își vor procesa emoțiile consumându-se pe interior. O persoană care are luna natală într-o zodie de foc, în berbec, leu sau săgetător, o să empatizeze dorind să te ajute, să-ți rezolve problemele, să facă, să acționeze. Își vor procesa emoțiile în văzul tuturor, foarte externalizat. Oricine poate să-și dea seama ce emoții va simți o persoană cu luna natală într-o zodie de foc. O persoană care are luna natală într-o zodie de pământ va empatiza încercând să te ajute cu lucruri materiale, cu lucruri fizice, să-ți ofere de mâncare, să-ți ofere bani, să-ți ofere protecție, o să-și proceseze emoțiile
mult mai greu, pe o durată mult mai îndelungată de timp. Dar, de asemenea, sunt persoane care nu trec ușor de la o emoție la alta. Semnul zodiacal în care se află luna voastră natală arată și relația pe care o aveți cu mama sau cu femeile din viața voastră, felul în care dați și primiți afecțiune, felul în care vă afectează ciclurile naturale, felul în care simțiți și procesați diverse emoții, sentimente, dragoste, reacțiile viscerale pe care nu le puteți controla. Luna natală vorbește și despre lumea interioară a nativului, despre acele lucruri pe care doar persoanele foarte apropiate le pot percepe. Atunci când ascultați un horoscop sau un taroscop pentru luna natală, încercați să aplicați acea interpretare pe felul în care vă va afecta din punct de vedere emoțional sau afectiv. Hai să vedem acum cum interacționează aceste trei elemente. Zodia, ascendentul și luna. Fiecare ne arată o altă fațetă a personalității tale, a ființei tale. Dacă zodia sau semnul zodiacal traversat de soare ne arată ce vrei să obții, cum poți obține asta și câtă energie ai. Ascendentul ne vorbește despre ego, aspect fizic, prima impresie. Luna despre emoții, sentimente și trăiri interioare. Vedem că toate împreună ne dau o imagine completă asupra eului tău interior, asupra sinelui tău. Combinația dintre aceste trei elemente ne răspunde la întrebările cine ești, ce faci și ce simți. Toate trei sunt la fel de importante. Pe lângă aceste trei aspecte, mai există numeroase alte plasamente astrologice care ne pot da informații suplimentare asupra unei persoane, dar acesta este un punct de start pentru a te cunoaște pe tine mai bine și pentru a înțelege pe ceilalți. Vreau să mai atrag atenția că dacă în astrograma ta natală ai 4 sau mai multe planete în același semn zodiacal, atunci vei rezona mai mult cu acel semn zodiacal și e important să urmărești horoscopul, taroscopul sau orice tehnică de divinație care se face pe zodii și pentru zodia respectivă. Vedeți cum ascendentul este prima barieră pe care o punem între noi și lumea exterioară. Felul în care ne percep oamenii la prima impresie. Dar odată ce stau și petrec mai mult timp cu noi, o să-și dea seama că suntem influențați și de zodia noastră, da? De zodia în care se afla soarele la momentul nașterii. În schimb, semnul zodiacal în care se află luna va fi perceput doar de oamenii cei mai apropiați de noi. Vă rog foarte mult să luați această ordine 1, 2, 3 doar ca un gradient de ordine în care oamenii vor percepe diverse lucruri referitoare la personalitatea voastră, nu ca o ordine de importanță. Toate trei sunt la fel de importante, doar că sunt percepute la momente diferite și în situații diferite. Și acum hai să vedem un exemplu de hartă natală. Așa arată o roată a zodiacului în care vedem cele 12 semne zodiacale, fiecare ocupă un interval de 30 de grade din acest cerc. Ascendentul va fi tot timpul zodia care se află în partea stângă a cercului zodiacal. Este indicat printr-o linie și prin literele AC. Soarele este un cerc cu un punct în mijloc, iar luna are simbolul tipic de lună. În acest exemplu avem schița hărții natale a unei persoane cu ascendentul în rac, luna în taur și soarele în scorpion. Dacă nu sunteți familiarizați cu aceste simboluri, vă las aici pe ecran o listă cu simbolurile pentru fiecare semn zodiacal în parte, pentru cele trei plasamente pe care le-am discutat în acest podcast, ascendent, soare, lună, dar și pentru celelalte planete pe care le puteți întâlni într-o astrogramă. Și acum hai să vedem cum puteți să vă calculați fiecare dintre voi, foarte simplu, pe gratis, în doar câteva minute, harta natală, ca să vedeți care este ascendentul și luna voastră. Mergeți pe www.astro-sec.com astro-seek.com. Din meniu Free Horoscopes, alegeți prima opțiune, Birth Natal Chart Online Calculator. În câmpul acesta, să treceți ziua, luna și anul nașterii. În acest exemplu avem persoana născută pe 18 noiembrie 1983, ora nașterii, am ales ora 23:06 de minute. Dacă nu cunoașteți ora nașterii, puteți să bifați aici căsuța Unknown Time și orașul în care v-ați născut. Dacă
Motorul de căutare de pe acest site nu va găsi localitatea în care v-ați născut, treceți acolo cel mai apropiat oraș sau chiar municipiu sau reședința de județ. O distanță de câțiva kilometri, chiar și câteva sute de kilometri, nu va influența componența hărții voastre natale. Și apoi apăsați pe butonul Calculate Chart. O să vă apară o astrogramă care arată ca imaginea din dreapta. Vedem în acest exemplu că ascendentul este în zodia Rac, luna în Taur și soarele în Scorpion. Exact ca exemplu pe care vi l-am arătat anterior. O să vedeți că ascendentul în unele interpretări apare ca ASC sau AC, este același lucru. Și acum hai să vedem alte exemple. Avem aici harta natală a lui George Clooney, care are ascendentul în Pești, soarele în Taur și luna în Capricorn. Avem aici harta natală a lui Jennifer Lopez, un exemplu mai particular în care soarele și ascendentul sunt împreună în același semn zodiacal, ba chiar la același grad. Ce înseamnă că Jennifer Lopez s-a născut la răsăritul soarelui, acesta este punctul la care soarele răsare, urmând să parcurgă această parte a zodiacului pe timpul zilei și să apună aici pe linia de descendent. Da? Imaginați-vă că această linie care unește ascendentul cu descendentul este linia orizontului. Tot ce se întâmplă în partea de jos se întâmplă pe timpul nopții și tot ce se întâmplă în partea de sus se întâmplă pe timpul zilei. Pentru că soarele este pe ascendent, înseamnă că ea s-a născut la răsăritul soarelui. Atât soarele cât și ascendentul sunt în zodia leului, prin urmare, leul va avea o importanță deosebită în viața acestei persoane. Urmând ca luna, care este aici jos în scorpion, să dea doar informații suplimentare, doar informații nuanțatoare, în plus față de orice etalare, taroscop, horoscop, pentru leu. Aici avem exemplul Julia Roberts, care vedem că ascendentul este foarte aproape de ultimele grade din zodia Rac. Ce înseamnă asta? Că dacă ora nașterii este greșită, chiar și cu câteva minute, ascendentul calculat în această hartă natală va fi greșit. Prin urmare, pentru această persoană, dacă nu este 100% sigură de ora nașterii, aș recomanda să se uite doar la zodia în care are luna, adică leu, și la zodia în care are soarele, adică scorpion. Dacă nu știi ora exactă a nașterii, ascendentul riscă să fie calculat greșit. Și ultimul exemplu, Ashton Kutcher, în care vedem că soarele și luna sunt în același semn zodiacal, învărsător, prin urmare această zodie va fi foarte importantă pentru acest nativ și ascendentul este în Gemeni. În cazul acesta, zodia Gemeni va da informații suplimentare, dar cele mai multe informații le putem lua din vărsător. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, nu uitați să dați un like, share, subscribe și să apăsați și pe clopoțel ca să fiți informați de fiecare dată când pun material nou pe canal. Pa, pa!